Hei salut! Sunt Răzvan Dragoș și joc Alba Neagra cu România. <fie> în caz că n-ați auzit de scandalul de la colegiul Gheorghe Șincai din București, vă fac eu un rezumat. Circa 70 de lucrări au fost anulate în timpul examenului scris la limba și literatura română de la bacalaureat pentru un presupus semn distinctiv. Concret, elevii trebuiau să scrie examenul național pe primul rând și de bacalaureat pe rândul al doilea. Ei bine, unii elevi au scris examenul național de pe primul rând și bacalaureat pe al doilea. Iar asta a fost considerat semn de către comisie care le-a anulat lucrările după aproximativ o oră de scris. Ideea e că elevii au trebuit să reia examenul și susțin că n-au avut timp să facă transcrierea, așa că se așteaptă la note mici. Ligia Deca a trimis corpul de control al Ministerului Educației la Șincai să încheteze cazul. Cam astea sunt, pe scurt, faptele. A fost sau n-a fost semn, n-avem de unde să știm. Dacă a fost, vorbim despre cel mai prost semn din istorie. Să te înțelegi cu elevii să scrie examenul național de pe primul rând și bacalaureat pe al doilea ca să se prindă evaluatorii, mi se pare o strategie de la școala de semne cu nevoi speciale. Pe de altă parte, vă dați seama ce probleme are o comisie de bac? Este imperios necesar ca elevii să scrie examenul național pe primul rând și de bacalaureat pe rândul al doilea, orice altă variantă fiind greșită. Astea sunt marile probleme ale Ministerului Educației. Nu e oare mai important că 20% dintre absolvenții de liceu nu s-au înscris la bac? altă perspectivă. De ce n-a sunat nimeni din comisie la inspectoratul școlar să raporteze problema și să ceară mai mult timp, astfel încât elevii ale căror lucrări au fost anulate să se poată încadra? Poate că șeful comisiei de bacalaureat, Gheorghe Dogaru, a fost ocupat cu altceva. Haideți să vedem Cine este acest domn? Citesc de pe edupedu.ro Profesor de religie și preot paroh al parohiei Sfântul Haralambie Belu din București, Gheorghe Dogaru conduce comisia de bacalaureat de la Colegiul Șincai. Acesta este în prezent directorul Colegiului Național Cantemir Vodă din București. Dogaru a fost inspector școlar pentru religie la ISMB și a fost dat afară din inspectorat în 2019, după ce a fost protagonistul unui scandal care a ținut emisiunile de Cancan -can ale vremii. Acesta ar fi fost implicat într-o relație amoroasă, extraconjugală, cu o educatoare. Femeia l-a acuzat public că i-a stricat căsnicia, după ce duhovnicul său fiind a determinat-o să divorțeze. Și că i-a făcut promisiuni că divorțează și el de soția sa ca să fie împreună. Lucru care nu s-ar mai fi întâmplat educatoarea ar fi trimis mai multe solicitări la Ministerul Educației, la Inspectoratul Școlar București și la alte instituții, prin care cerea demiterea lui din funcție și expunerea comportamentului acestuia. Inițial, instituțiile nu au reacționat și abia când scandalul a căpătat amploare mediatică, preotul a fost dat afară din inspectorat scrie edupedu.ro Mă scuzați că deranjez, dar de ce este acest domn șef al unei comisii de bacalaureat? La naiba ce mai caută acest domn în învățământ? Chiar e un model atât de bun pentru educația din România? Dar nu-i problemă, Gheorghe Dogaru a rămas șeful comisiei până la finalul bacalaureatului și nici n-a primit vreo sancțiune. Doamne, ce frumos e în România educată. Vă doresc o la revedere frumoasă.